Bună seara, doamnelor și domnilor! Victor Popescu sunt eu, în caz că m-ați uitat după această mini-vacanță despre care cred că v-a prit pur și simplu dacă ați mers la grătar în păduri, pe unde v-ați mai găsit loc de recreație. Dacă ați fost ca noi aici la Dumbrava de la Drăgueni, o să vorbesc imediat despre asta, pentru că n-a fost așa tocmai o zonă unde am putut să ne simțim bine întru totul. Încep cu președinția României. Da, astăzi Klaus Iohannis a anunțat că va sesiza și el Comisia de la Veneția despre modificările aduse la legile justiției. Deja cred că sunteți saturați oarecum de acest subiect. Aceste legi au fost deja trimise în vizorul Comisiei de la Veneția săptămâna trecută. V-am spus eu, s-a votat în Parlamentul Europei despre aceste legi ale justiției. V-am spus săptămâna trecută și ce modificări sunt contestate acolo la Comisia de la Veneția. Vor trimite cei din această comisie și niște inspectori în România să vadă aici pe viu cum afectează sistemul judiciar, în special sistemul de justiție din România, aceste modificări puse la cale de coaliția de guvernare PSD-ALDE. Astăzi o să încep așa, sau o să reîncep cu încă o poveste de tâlc, așa. Ați auzit în ultima vreme mult discutatul subiect al purtătorilor de cuvânt din instituțiile din Gorj, din Târgu Jiu. Vreau să vă spun cum se nasc acești purtători de cuvânt. Ei nu prea au nicio legătură cu meseria de PR. Ei sunt la origine cel mult niște ziariști slugarnici sau ziariste, da, se poartă partea feminină în treaba asta cu purtătorul de cuvânt. Ei, acești ziariști slugarnici care au prestat pentru anumite cercuri de interese mai mult sau mai puțin de-a lungul anilor, ajung în final să reprezinte niște instituții respectate, da, să reprezinte instituții de control, să reprezinte primării, de ce nu, și alte organisme. Ei, vă spuneam despre acești ziariști. Ce trebuie să rețineți dumneavoastră? Acești ziariști nu sunt cei mai buni dintre noi ziariștii. Acești ziariști care ajung purtători de cuvânt acolo în instituțiile astea sunt cei care au fost dați afară la un moment dat din presă, da? Din redacții, din televiziuni, din radiouri. Ei sunt cei care nu și-au mai găsit locul sau la un moment dat au călcat pe bec așa de tare că au ajuns să ceară mila unora ca să-i angajeze ulterior. Ei, dacă au fost norocoși și au plâns suficient de bine în anumite cercuri de interese sau în poala cuiva, de ce nu, pentru că se poartă și această noțiune, din păcate o pată neagră pentru presă, mai ales din Gorj, se tot vorbește că ajung acolo foste ziariste care au fost amantele cuiva, ajung în aceste poziții. Ei, sunt și cazuri particulare, să știți că nu toate sunt amante, unele sunt chiar doamne respectabile. Mai încercat și una dintre ele, de exemplu, care e tot vorbit așa, a încercat, de exemplu, să-și facă o căsnicie de formă, tocmai ca să pară și ea doamnă, să îi se ridice eticheta asta de amantă, de profesie. Dar să revin cei cu ziariștii ăștia. Să nu credeți că sunt cei mai buni din tagma asta ziariștilor. Nu, ei sunt cei de pe margine, da, ei sunt care nu se pricep în presă, nu sunt buni de nimic, ajung din milă să fie angajați pe anumite posturi în instituții și în administrație, da, i-ați văzut în special în administrație, ajung acești ziariști, sunt peste tot, pe la Consiliul Județean, pe la primării, deja nu mai ai loc de ei. Profesia aceasta de purtător de cuvânt, public relation, nu are legătură decât tangențial cu profesia de jurnalist. Vă dați seama, cei care ajung în aceste posturi de purtător de cuvânt habar nu au, efectiv habar nu au, și se vede asta în gafele pe care le fac. Nu știu să scrie comunicate de presă, nu știu să organizeze conferinții de presă, nu știu să se comporte ca un profesionist în anumite situații de comunicare de criză. Dacă pe mulți dintre ei am văzut deja greșind, pe alții urmează să-i vedem greșind atunci când vor avea de a face cu o situație de comunicare de criză.
Da, mai este o categorie, da, v-am zis, unii sunt angajați din milă, da, se duc ca plângăcioșii după ce rămân fără serviciu, se duc ca plângăcioșii la șefii de partide, la șefii de instituții, se roagă și ei să fie angajați acolo să mănânce o pâine. Nu asta e problema. A doua categorie despre care vreau să vorbesc, purtătorii de cuvânt care ajung în aceste poziții pentru că au fost utili. Au fost utili la un moment dat sistemului din care și ei fac parte până la urmă. Ei, aceștia direct, poate au fost direct utili sau prin intermediul rudelor, utili unui anumit sistem. Ei, după ce prestează an și an la rând în interesul unui cerc de interese, unui grup mafiot până la urmă, pentru că cei care au interese comune și mai încalcă și legea vădit, acesta este un grup mafiot. Ei, purtătorii ăștia de cuvânt care au legături cu mafia locală, au servit și iată, primesc în final un fel de răsplată pentru întreaga lor activitate. Și mai am o categorie de purtători de cuvânt care sunt acolo să asigure un fel de protecție. Da? Ei sunt o carte de schimb. Ajung acolo la fel. Reprezintă pe cineva, este pus acolo să dea informații din cadrul acelei instituții, să dea tot timpul. Gândiți-vă la cei poate lucrează la o instituție de control. Și anunță prietenii, urmează o acțiune. Ne-a venit un control tematic de nu știu unde. Urmează acțiune și atunci el sau ea, mă rog, își anunță prietenii care desfășoară tot felul de activități ilicite în comerț și în alte activități. Vreau să închei cu acest subiect, să nu mă vâr după coadă așa cu purtătorii ăștia de cuvânt. V-am spus care sunt cele trei categorii. Unii angajați din milă, unii pentru că au niște interese, au ajutat la Dar suprirea gorjului, că vi se pare mult spus, dar să știți că mulți dintre ziariști au ajutat și au fost părtași la ce s-a întâmplat în Gorj. Împreună cu ei s-a dărâmat industria, împreună cu ei nu s-au distrus investițiile, adică nu avem investiții deloc, pentru că ei au ajutat la conservarea regimului de aici și poate vor ajuta și la conservarea regimului care va pus stăpânire pe Gorj sau va pune și pe orașele din județul nostru. Da, nu mi-e comod să vorbesc despre foști colegi, de exemplu, n-am cum să vorbesc despre foști colegi, dar îmi dau seama că, știți cum este o zicală, nomadul, ca să nu zic țiganul, da, deși nu cred că mai e atât de peiorativ acest cuvânt, când ajunge cu saci în căruță, când ajunge el mare, prima dată îl omoară pe tasul, da? Așa sunt și unii ziariști care, după ce pleacă din presă, ajung undeva în niște instituții și după aceea se gândesc să dea cu piciorul tocmai în aceia care altă dată le-au întins mâna și alături de care au mâncat o pâine. Da, trec mai departe, vă spuneam de Drăgoeni la începutul emisiunii. Da, astăzi presa, uite, numește, titrează în felul următor, scandal și după petrecerea de la Drăgoeni. Da, ce să zic, ce mai petrecere? A fost un bâlci acolo, un talmeș-balmeș, n-a fost nimic civilizat, în opinia mea, la Drăgoeni și a dumneavoastră. Cred că îmi împărtășiți această afirmație. Ieri la Drăgoeni a fost poate mai rău decât în anii trecuți, sau la fel. Uite, la fel, nu s-a văzut nimic nou. Eu, care sunt un personaj mai tehnic, așa un pic, prima chestie care mi-a sărit în ochi acolo au fost cablurile electrice. Adică s-a văzut că nimeni, absolut, nici poliție, nici de la primărie, nici de la Sanepid, nimeni n-a fost prezent și nu a, poate a fost de dimineață pe acolo, dar au fost degeaba dacă au fost pe acolo, pentru că vă spuneam, cabluri electrice, era pe Înjeniș, știți, tarabele alea sunt pe stânga și pe dreapta, ei, între ele erau cabluri electrice peste tot. Vă dați seama ce pericol puteau să reprezinte aceste cabluri electrice dacă ploua la un moment dat și erau un cablu dezizolat acolo. Puteau să moară sute de oameni nevinovați acolo pentru că niște personaje care conduc niște direcții din primărie sau din altă parte nu și-au făcut datoria. Ce să vă mai zic, am văzut acolo comercianții, total lipsă de respect față de cumpărători, față de consumatorii lor. Mese din 1900 toamna, dar ce acolo, ce suntem noi târgujienii să... Deci eu a sugera altă dată, nu știu, și acum. Avem mall, de câțiva ani avem mall. Într-un fel am fost reeducați comercial.
în această societate de consum. Sunt niște condiții moderne la mall. Cum facem noi, consumatorii, vizitatorii de mall acolo în zona de mese, unde e o zonă civilizată, nu față de ce am avut la Târgu Jiu, mergem acolo în bâlșul ăla pe niște mese infecte, da? Pot să, uite, aștept drept la replică și de la comercianții ăștia care vând acolo mici și ce au mai vândut ei. Nu am văzut să aibă apă curentă în dotare. Mă gândesc acolo cum și-au curățat mâinile cei care ne serveau. Eu am mers la o masă și de acolo mi-am făcut o viziune. Cabluri și printre mese. La fel, cabluri electrice peste tot. Deci cei de la primărie sau cine răspunde de la ei nu s-au preocupat din punctul meu de vedere deloc de confortul vizitatorilor. Da? Cred că au pus... Sunt convins că au pus în pericol, fără să vrea, copiii de acolo, au pus oamenii care au vizitat acolo. Da, ziceam de comercianți, total lipsă de respect față de cei care au cumpărat. Și de ce vă spun asta? Corturile alea pline de jeg. Deci dacă ridicai capul în sus și te uitai deasupra ta să vezi, nu știu, când stai la masă te mai uiți în stânga, în dreapta. Ce să vezi? Jeg și peste jeg. Nu s-au preocupat deloc și nimeni nu le-a impus de la primărie să-și achiziționeze un mobilier curat. Da, ne-au tratat pe noi consumatorii ca pe niște animale. Cred că în timpurile astea trăiesc mai bine și animalele acolo unde mănâncă ele, e mai curat decât a fost ieri la Drăgoieni. Dar mult discutată problema băuturilor vândute cu deja chestia asta a rămas în urmă. Pe mine nu m-a afectat atât de tare, că doar o firmă de băuturi răcoritoare și una de bere și-a desfăcut produsele acolo. Știți, așa funcționează economia de piață. Așa trebuie să funcționeze. Adică tu, dacă pe Gorj au un distribuitor, da, și el a fost destul de prezent și a luat la mână pe ăștia, pe comercianți ăștia, mai bine nu-i mai luau deloc, pentru că vă spuneam că și-au bătut joc de cumpărători, au negociat, le-au dat discounturi, plată la termen, pentru că asta interesează în special pe comercianții de la Bâlș, da, și pe cei care au magazinat și magazine, îi interesează o plată la termen de la distribuitor și niște condiții. Adică vine omul și ți-aduce un bax de suc și zice, uite, bonus, mai ai un bax de apă plată sau nu știu ce, îți mai dă acolo niște cartonașe pe care se pun paharele. Asta e economia de piață. Iar cei care fac acuzații de astea că a fost exclusivitate, cred că n-au lucrat niciodată în alt domeniu decât în presă și o presă de aia în slujba cuiva. Nu vreau să bag niciun apropo, dar subiectul ăsta mie mi se pare prea tras de păr cu exclusivitatea. Să mă ierte colegii dacă se simt din presă vizați de ce spun eu acum, dar e vădit. Sunt multe interese aici și dacă vă spuneam la început cum a fost cu ziariștii ăia care ajung purtători de cuvânt, să știți că ziariștii ăștia au fost dați afară și pentru că nu mai serveau la un moment dat interesele postului de televiziune sau radio unde lucrau. Ei își făceau treburile lor pe la spatele patronilor, da? Își făceau aranjamente. Unul dintre ei mai luau și câte un pliculeț de la o mică șpagă. Poate vi se pare aiurea, dar sunt și ziariști care încă mai ia câte un salariu mic, așa, parandărătul. N-au dispărut vremurile alea, din păcate. Dar să revin la Drăgoieni. Au fost opinii astăzi. Știți, a fost, eu personal am făcut, doamnelor și domnilor, 2 ore cu mașina din centrul orașului până acolo. Nu m-am plâns decât familiei, prietenilor, colegilor. Mi-am asumat, probabil că trebuia să știu că se va ajunge greu acolo. Am văzut astăzi câteva ieșiri în presă. Consilierul Berca de la PNL a ieșit și a spus că ne-am învățat noi cetățenii cu fundul în mașină și să nu ne mai plângem că am ajuns greu acolo. Păi, domnule consilier, asta e opinie de ales, adică te-au votat și pe dumneavoastră v-au votat câțiva mii de târgujeni, chiar dacă ați fost pe listă, probabil că 2-3 voturi v-au și aparținut acolo. Vă dați seama cum s-a afirmat așa, că ne-a săturat de că e vina noastră că mergem cu mașina, că ne-am învățat să mergem și la pâine cu mașina. Asta e societatea modernă, da? Trebuie să circulăm cu mașina, dar până la urmă cine îmi îngrădește mie să dreptul de a circula cu mașina, să mă duc la Drăgoieni sau oriunde. A fost prost organizat și din acest punct de vedere. Da, eu am parcat acolo înăuntru și am văzut ce s-a întâmplat, cum erau organizate.
trebuia să se gândească cei de la municipalitate sau cei care au amenajat acolo, să se gândească, băi, e vreme frumoasă, va veni multă lume, hai să facem cumva să suplimentăm. Nu era decât cât un polițist așa, la intersecțiile alea principale, în rest, mare lucru n-a fost din punctul ăsta de vedere. Da, se intra pe o parte, se ieșea pe alta, așa a fost și în alți ani. Eu am sugerat, de exemplu, am sugerat și mutarea zonei în altă parte. Nu, ca să nu blocăm un drum național. Gândiți-vă că pe drumul ăsta poate mai circulau și persoane care mergeau la București sau la Craiova, pe partea aceea, da, mergeau în localitățile de lângă Târgu Jiu, nu neapărat la Bâlciul ăsta, și s-au trezit blocate în trafic. Uite, poate vreau oamenii să ajungă la copii acasă, da? Au făcut 2-3 ore până acasă. Și de ce? Pentru că a fost lipsă de organizare și la acest capitol, din punctul meu de vedere. Eu aș cere și niște demisii. Aș cere demisii pe ce s-a întâmplat acolo, v-am zis, pe cablurile electrice care erau alandala, pe lipsa apei curente la tarabele alea unde se comercializa mâncare. Da? Să nu vă mai spun vechea problemă cu hainele vechi. E dreptul oricui în țara asta să vândă ce vrea el, da? Dar totuși zonele alea trebuia mai mult delimitate. A fost urât, foarte urât. Poate că la următoarele evenimente o să vedem altă organizare din partea primăriei. Eu aștept, pentru că dumneavoastră, târgujienii în special și gojenii, meritați. Știu că sunt privit și din alte părți, din alte județe, din Oltenia. Vă salut pe toți, sper că ați petrecut mai bine decât la Târgu Jiu, mai civilizat. Eu unul recomand la anul, dacă nu se va muta acea zonă, să mergem în altă parte, da? Recomand prietenilor, în special membrilor de familiei mei, să mergem în altă parte, pentru că acolo a fost un mare chici. Un mare chici absolut. De fapt, nici nu se putea altceva. După ce am văzut Gâlceava din Consiliul Local, s-au certat ca la ușa cortului consilierii și uite rezultatul. Rezultatul s-a văzut ieri acolo. O petrecere absolut de rahat. Da, e un cuvânt mai dur așa, dar a fost o petrecere de rahat. A mai ieșit încă un consilier astăzi, Ion Săvoiu. Ion Săvoiu este un consilier de la PMP, a ajuns cam accidental, era așa, a fost pe la mai multe partide, a fost și pe la MRU înainte. Vă aduceți aminte de Mihai Răzvan Ungureanu, după aceea, printr-o fuziune, ajunsese pe la PNL, nu s-a regăsit acolo acest domn Săvoiu și a ajuns pe la PMP, în curtea domnului David Țoiu. Nu știu cum se mai înțelege, altădată aveau niște disensiuni politice. Săvoiu a ieșit astăzi că sugerează și el mutarea, s-a trezit și Săvoiu. Vă dați seama, Săvoiu este un consilier care nici nu prea locuiește în Târgu Jiu, are tot felul de afaceri, stă mai mult prin Italia, nu știu dacă pe la Milano, pe acolo, vine foarte rar în Târgu Jiu. Cred că ajunge doar când sunt ședințe de Consiliu Local. Vă dați seama ce reprezentare avem în Consiliul Local, avem, iată, consilier local navetiști. Da? Ăștia văd viața oricum mai bine. Cum se raportează, mă gândesc, cum se raportează el la problemele municipiului doar din presă. Da, nu știu. Vedeți ce fel de oameni și din cauza cărora avem parte de evenimente ratate la Târgu Jiu și în Gorj. Nu știu, vinovați așa, n-aș putea spune, nu pot să-l acuz nici pe Marcel Romanescu, în principiu, dar îi acuz pe cei direct responsabili. Acuz directorii, subdirectorii acestor instituții subordonate primăriei, da, care s-au ocupat direct acolo, de organizare. Deci nu s-au preocupat deloc, v-am spus, chiar de această siguranță a cetățenilor care au vizitat acel bâlci, acel chici, da? Nu-l numesc nici bâlci. Mai departe, pentru că vedeți, aproape scot spume de supărare din cauza ceea ce s-a întâmplat la Drăgoieni, nu ar trebui să fiu așa pasional să vă induc și dumneavoastră o stare negativă. Poate ați fost și din aceea care, domnule, a fost evenimentul anului pentru dumneavoastră. Poate tot anul a stat ascuns undeva și acum, dintr-o dată, v-ați bucurat enorm de ce v-a oferit municipalitatea acolo. Eu zic să n-o faceți, mai ales cei care sunteți și plimbați pe afară, care ați mai fost și afară din țară, știți ce condiții ar trebui să cereți, da, să nu acceptați orice. Mai departe, trebuie să vorbesc despre subiectul pandurii, din nou în presa locală. Da, pandurii și sarcină. V-am mai vorbit eu de bogatul Gorjului. Este acela care a fost filmat dând șpagă polițiștilor de la rutieră pe
pe A1, pe autostrada către București. A făcut vâlvă atunci acest subiect. Mi-aduc aminte că l-am preluat și eu într-un ziar pe care îl aveam la un moment dat. Mare supărare atunci pe sarcină, dar nu despre asta este vorba în această seară. Iată ce pun ei la cale, da? Sarcină, băiat deștept și bogat, ce mai pune el la cale? El, știți, a achiziționat prin interpuși două echipe, și Rineasa, ACS și Rineasa de la Vâlcea și Luceafărul Oradea. A fost destul de ciudat la acel moment pentru noi gorjenii să-l vedem pe sarcină că investește în două echipe care nu prea sunt de pe meleagurile noastre. Ei, se pare că sarcină și ai lui au un plan bine pus la cale. Iar vrea acum, când Pandurii este în genunchi aproape de retrogradare în Liga a treia, ar vrea sarcină, da? Sau interpușii, ce să mai, că sarcină, dacă îl sunăm acum, zice că n-are nicio legătură. Interpușii lui care conduc aceste echipe ar dori ca Pandurii să fuzioneze cu ele. Și astfel, o echipă, da, probabil se va numi Pandurii, da? Nu o să se numească fuziunea asta, ce va rezulta din această posibilă fuziune, să numească și Rineasa. Ar fi cu totul absurd. Ei, miza acestei fuziuni n-ar fi salvarea Pandurilor neapărat. Și ar fi intrarea domnului Sarcină cu interpușii lui pe arena municipală, stadionul ăsta superb, care nu se mai termin odată, adică investițiile la el, iată, nu se mai sfârșesc, mai avem de așteptat vreo 2 milioane de euro, am înțeles, de la București, de la guvern, pentru terminarea amenajării exterioare. E, miza lui Sarcină ar fi intrarea pe stadionul municipal, pentru că la momentul ăsta Pandurii ar avea, da, nu știu, nimeni nu spune că e 100% cert că Pandurii are încă valabil acel contract de comodat până în 2020, care spune Marian Gole, administratorul special al clubului Pandurii, că s-ar mai prelungi până, nu știu, până în 2000 și ceva, da, mai mult de 2020, până în 2024 am această cifră, datorită faptului că s-a întrerupt prin modernizarea acestui stadion. Da, aceasta este miza ca sarcină cu echipa lui, da, pentru că dacă se realizează fuziunea, da, în acest haos, pentru că decizia de fuziune nu mai e cei 5 asociații ai clubului Pandurii acum aflat în insolvență, da? Încă în insolvență, n-a intrat în faliment. Această miză, da, de a intra pe stadion sub sigla Pandurii, aproape că dacă el are două echipe, mulțumesc, îmi spuneau colegii cât timp mai am și o să mă opresc imediat din povestea asta cu Pandurii. Vă dați seama, el dacă intră cu două echipe în fuziunea asta și cu niște jucători și cu poziția din Liga a doua, atunci el va avea undeva la 80% din viitoarea echipă. Va intra pe arena din municipiu, va dispune poate și de spațiile comerciale la prețuri derizorii. Vă mai vorbesc, promit să vă mai vorbesc de aceste subiecte. Vreau să vă spun și de greblă că i s-a amânat din nou decizia în dosarul în care este judecat de fostul senator de Gorj și fost judecător la Curtea Constituțională. Haideți pe final acum și rog colegul, pentru că dacă nu supăram pe nimeni, nu ajungeam în situația asta. Da, iată, am un drept la replică, da? Trebuie să vi-l citesc. Mare parte din el, restul e acolo. Te rog, colegul, să-l dai în full pe ecran. O să citesc doar eu. Da, avem acest comunicat, o să citesc, o să-i dau citire. Inspectoratul Teritorial de Muncă a organizat sâmbătă 21.04 trei acțiuni având ca scop depistarea muncii nedeclarate la trei angajatori diferiți care prestează, te rog să rămână în full, da? Care prestează activitate în municipiul Târgu Jiu, fapt demonstrat de documentele interne ale instituției întocmite în urma acțiunii. Doi dintre aceștia nu aveau organizate evenimente în ziua respectivă, cel de-al treilea fiind depistat folosind în activitate 25 de persoane care munceau fără forme legale, motiv din care singurul lucru ciudat în privința acțiunii TM Gorj este atitudinea jurnalistului, al cărui singur scop în timpul emisiunii a fost denigrarea inspectoratului de muncă. Continuând în același ton, moderatorul s-a dezinformat cu privire la cuantumul amenzii de 200.000 de lei pe care angajatorul o riscă în acest caz pentru folosirea angajaților fără întocmire de forme legală, susținând că acesta nu se poate aplica, având ca argument articolul 8 din
OUG 2P2001, care stabilește ca maxim de sancțiune aplicată pentru munca nedeclarată suma de 100.000 de lei. Din ignoranță sau reavoință, moderatorul a omis legea numărul 88/2018 privind aprobarea OUG 53/2017 pentru modificarea și completarea legii 53/2003, codul muncii, intrată în vigoare pe data de 13 aprilie 2018. În privința acțiunilor de prevenire pe care ITM Gorj ar trebui să le organizeze înainte de a declanșa controle în domeniul relațiilor de muncă, subliniem că instituția a derulat o amplă campanie de combatere a muncii nedeclarate de pe data de 4 decembrie 2017 până pe data de 31 martie 2018, care a cuprins, pe lângă întâlniri de informare a angajatorilor organizate în 5 orașe din județul Gorj, deplasări în teritoriu ale inspectorilor de muncă în tot județul pentru discuții față în față cu aceștia și spoturi radio TV menită să atingă același scop pe care inclusiv TV Sud le-a difuzat. Semnează acest comunicat purtător de cuvânt ITM Gorj, Neli Matei. Da. Mulțumesc, că ăsta e dreptul la replică, da, al inspectoratului teritorial de muncă Gorj s-au simțit lezați în cumplisul acestei emisiuni și iată, le-am dat dreptul la replică, l-ați putut citi acolo pe ecran. Doamnelor și domnilor, până mâine seară, vă urez numai bine!